Bun găsit, doamnelor și domnilor, un nou proiect media exclusiv online, Reporter TV, care înseamnă versiunea audio și video a reporteris.ro. Alături de mine, editorul coordonator Gabriel Gachi. Salut, Gabi! Salut! Bine v-am găsit! Și primul invitat al primei ediții, domnul general Vasile Roman, om politic la Pro-România, nu? Mulțumesc pentru invitație, sper să fie într-un ceas bun, dacă e prima emisiune, sper ca după aceea toți cei care vin să fie tot mai buni decât mine. Asta mi-aș dori, adică toți invitați să fie mai buni decât mine. La Pro-România, cu siguranță, sunt coordonatorul organizației municipale. Bun, doi coordonatori, trecem la treabă, discutăm astăzi despre scena politică locală, cum se prezintă ea cu 3-4 luni înainte de alegerile locale, încă foarte multe necunoscute. Haideți dumneavoastră, sunteți invitatul nostru. Mulțumesc. Și pentru mine sunt necunoscute, pentru că odată ce evoluția pe scena mare a politicii a produs schimbări. Căderi de guverne, dorințe de anticipate, căderea de guvernului și renunțarea la două tururi de scrutin, care în opinia mea defavorizează partidele mici. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Declarațiile de compatibilitate care se realizează acum între partidele din dreapta și dintre partidele din stânga dau nota că se pregătesc alegerile, cu siguranță se pregătesc și taberele. Ezitarea din planul local, în opinia mea, este determinată de și cine va fi. Pentru că eu acum percep faptul că PSD-ul caută să vadă cine va fi liderul și funcție de asta, eu cred că majoritatea partidelor sunt de lider. Funcție de asta, după aceea, vor începe să fie alianțele preelectorale. Mai mult, nici pe partea dreaptă, eu n-am văzut încă acea coeziune. Vedeți, dumneavoastră, și USR-ul are opțiunile lui, PNL-ul, tratamentele care se aplică, jocul politic. Eu spun de fiecare dată că nu mă pricep. Acum vorbesc din postura cetățeanului care se uită, câteodată am și ce învăța, dar câteodată sunt dezorientat. Adică mi-e greu să văd de ce oamenii nu-și clarifică la ei acasă lucrurile, să spună, ăsta e al meu, pe ăsta îl îmbrățișez, cu ăsta mă duc, ăsta să strângă oaste și să meargă și pe ideea că mai pot schimba câte ceva. Aceste tatonări dau nota vechii tipologii comportamentale în politică. Să ne conservăm cât de bine noi și apoi vom vedea ce se întâmplă. Totuși, am vrea să aflăm, cum vedeți dumneavoastră, configurația politică la nivel local. Ne-ați spus în mare, la nivel general, la nivelul, să spunem, partidelor la nivel național, ați spus că alegerile într-un tur defavorizează partidele mici, dar, paradoxal, Pro-România a votat împotriva scrutinului în două tururi. Și care ar fi explicația? Spuneți-ne totuși cum vedeți dumneavoastră, ca jucător politic, în februarie, cu 4 luni înainte de alegeri, cum vedeți dumneavoastră situația actuală la nivel local? Bun, atunci am să fiu așa, particularizez și am să spun așa, durerea celui mic care nu este acolo sus la ceea ce înseamnă strategia, lucrurile mari, e mare, pentru că percepția mea a fost așa, mici, vom crește, vom face, vom drege, ei se pare că va conta mai mult unitatea stângii, concesiile, compromisurile care se fac acolo și mai puțin credința mea, dorința mea, statutul meu, suferința mea. Asta este o primă chestiune și am și acceptat-o, pentru că dacă vor ieși alianțe bune și cu bine pentru cetățenii Iașului, eu voi aplauda. Dacă nu vor ieși, atunci mă întreb și eu câteodată pentru ce am militat. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt și eu așa un pic sceptic. Venim la local. Pe mine, ce mă intrigă la local este următorul lucru. Deplângem, dar nu facem nimic. Adică am să fiu cât se poate de sincer. Deplângem soata Iașului. În sensul în care povestim din istoria Iașului, s-au perpetuat ca petron. Unul după altul crescuți, făcuți și așa mai departe. Doi, dacă întrebăm oameni pe stradă, sunt nemulțumiți. De ce? Nu știu, cei din Alexandru, pentru că bunica nu este angrenată în activitatea socială, stă la televizor săraca. Copiii sau tinerii pleacă în străinătate. Proiecte mari pentru Iași n-am văzut. Se discută despre tot felul de chestiuni. Am citit în presă, aici probabil că sunt un pic subiectiv, dar ce citesc în presă, cu siguranță este cineva care și ia de bun și mai verifică. Da? Auzim de tot felul de încrengături, de tot felul de elemente care nu dau nota politicii transparente, ci au unor lucruri făcute pe dedesubt, cu aranjamente.
aud oameni care deplâng și își deplâng afacerile și vor să le mute în altă parte. Și atunci eu spun așa, bun, ne deplângem faptul că nu suntem conectați la lume. 100.000 de lucruri. Ba ne plângem în fiecare zi de comportamentul pe care autoritatea le are cu noi. Autoritatea din tramvai, autoritatea din primărie, autoritatea de la curățenie, iar plângem. Bun, dacă le vedem pe astea toate plâns, se pun și o întrebare, de ce nu încercăm să vedem unde trebuie produsă schimbarea? Și aici am să fiu cât se poate de subiectiv, pentru că eu mă analizez pe mine. Eu nu mă compar cu nimeni. Nu mă compar cu nimeni în calitățile mele. Nu mă pot compara cu alții în putere, în cine știe ce. Și mă uit la câte rețineri există din partea unor oameni când spun este posibil, mi-a manifestat vrerea, poate, un candidat. Și majoritatea spun, dar nu puteți la Iași. La Iași nu se poate schimba nimic. La Iași este unul și același lucru. Te uiți în partea cealaltă la partide. Nu și-au stabilit nici cei de la PNL. E o poveste frumoasă, va veni cineva în noi, ne va ridica steagul, va pune pe primărie. Mă uit în partea cealaltă la stânga, mă doare sufletul. N-am fost niciodată critic la adresa oamenilor din stânga. Și a fost întotdeauna, poate, caustic la adresa liderilor din stânga. Care nu se ridică în picioare. Adică aș spune, stai un pic, hai să mă uit la mine în curte, să văd cine este. Nu aștept, nu curtez, nu mă interesează. Îl iau pe ăsta, îl arăt lumii, spun că este un model pentru oameni, de gospodar, de, nu știu, habana, de experiență internațională. E, această chestiune pe care o văd eu, mie îmi dă nota că ce se va întâmpla la Iași va fi o chestiune mimetică. Ce ați făcut acolo sus la București? Asta. Și noi facem. Deci dacă am înțeles bine, dacă este corectă concluzia pe care am perceput-o eu, este faptul că dumneavoastră constatați o încremenire în proiect. Da. Avem cam, asta este senzația mea că se repetă practic în momentul 2016, ca și cum acești 4 ani s-ar fi comprimat și avem o succesiune aproape... O succesiune extrem de rapidă în care pauza de 4 ani aproape că nu a contat. Plecăm de la, în discuție de la postul cel mai important, cu cea mai mare vizibilitate, la care se uită toată lumea, cel de primar, da? La Consiliul Local, Consiliul Județean, lucrurile sunt mai difuze. Ca o primă concluzie, niciodată în 30 de ani primarul în funcție, dacă a câștigat, n-a pierdut, da? Fie că a fost Simirat, fie că a fost Nichita, ambii au ieșit din primărie pe alte căi, similar de ambasador Nichita în urma unor probleme penale, primarul care e o, în funcție acum, o fată mare curtată de... Am zis eu expresia asta, nu mai folosesc. Și a fost taxat sau nu? Nu. A fost o figură de stil. Curtat de PSD, dar el s-ar duce spre PNL și practic ține în șah, nu? Da, urbea. Da, pentru că niciun partid nu poate să-și facă niciun calcul, nicio strategie, nu? Dacă da, aici apare, dacă permite domnul general să-l completez și să, nu știu, eventual să sublinez subtextul a ceea ce ați vrut dumneavoastră să spuneți, de ce avem această încremenire, de ce avem în continuare un lider care aproape nu are contracandidat sau nu are pe cineva care se amenințe poziția. Nu cumva este o decizie dincolo de simpla dorință a primarului Mihai Chirica, este o dorință de a se continua în același format, nu cumva este o decizie luată la nivel, nu știu, a leadership-ului, a mediului de afaceri, a întregului mediu artistic, cultural, academic și așa mai departe. Nu cumva există această dorință de stabilitate și de continuitate? Aici aș vrea să vă spun ceva. Și dacă nu cumva încremenirea asta este considerată o stare bună, pozitivă? Bun, acum eu am văzut câteva lucruri și am să le spun luate și din Consiliul Local și din partea primăriei. Am subliniat de fiecare dată că eu nu am treabă cu persoana Mihai Chirica. Nu mă compar cu dumnealui niciodată. Eu sunt general român, dar este Mihai Chirica. Dacă este să fac... Dar au fost doi generali în aceeași sală, în aceeași... Da, bun, ok. Dar dacă discutăm despre cum văd eu lucrurile, da, din experiența pe care am avut-o în zona administrativă un an și jumătate și din experiența mea militară, cu siguranță eu văd lucrurile într-un fel și administrația locală sau primarul în funcție le vede probabil într-un alt fel.
Eu văd lucrurile de genul următor. Prima, vorbind de Consiliul Local, spune că nu se vede. Viitorul Consiliul Local cred că va trebui să fie, sau se va vedea foarte bine, că nu va mai fi cu majoritate a cuiva, va fi destul de greuți. Fiecare va veni cu ceva, 8 consilieri, 7. Deci primarul va trebui să fie unul dintre cei mai faini negociatori ca să poată să pună proiectele. Toate Iașiul... spețele de până acum arăta că primarii sunt capabili, și nu numai la Iași, îmi cer scuze, sunt capabili să-și facă majoritatea după ce intră în exercițiu, după începerea mandatului. Problema este că majoritățile s-au făcut în general cu două partide. Acum vom vedea în Consiliul Local diferite partide. Va avea și USR-ul. Nu credeți că e cam clară majoritatea în Consiliul Local cu USR-PNL? Nu se știe. Haideți să așteptăm. Pe cifrele pe care lucrăm acum de sondaje, vorbim de o majoritate liniștitoare PNL-USR. Probabil că ăsta e și unul din motivele pentru care Mihai Chirica insistă cu varianta intrării sale în PNL, pentru care avea o majoritate care se asigură în al doilea mandat absolut liniștit. Nu mi-am terminat ideea. De unde știți că va fi Mihai Chirica? Ce? Primarul municipiului Iași? Nu, asta vreau să spun. Deci, aici facem niște premize, exact, pe niște baze obiective. Haide, să facem... nicio formă, vă mai fac o precizare, sunt nicio formă, nu încercăm să vă direcționăm spre un discurs tendențios. Nu, aici, facem o analiză obiectivă, exact, și fără aceste prejudecăți că, exact, avem de așa niște probleme. Exact. Deci haideți să vedem viitorul așa cum oamenii îl vor percepe și se vor manifesta. Opinia mea este că vom avea o eterogenitate destul de mare în Consiliul Local. Doi, nu știm cum vor lucra partidele, pentru că tot discutăm că nu avem candidați, cum vor lucra partidele de așa natură încât să-și consacreze ceva. Revenind la ceea ce spuneați mai devreme, vis-a-vis de ce se întâmplă cu Iașul nostru. Eu citesc presa și unele le iau de bune, altele pot fi fake news, fără nicio discuție, dar eu mă uit la una și aceeași chestiune. Prea mult se vorbește despre faptul că unii oameni de afaceri spun că, domnule, nu am avut posibilitatea să-mi dezvolt afacerea pentru că este un blocaj administrativ. Nu bun, stați-vă, dar oamenii vorbesc. Deci este o chestiune care ține de transparența deciziei. Adică, bun, înseamnă că dacă unii vorbesc că nu le merge bine, unul cu siguranță le merge foarte bine. Așa este. Și atunci s-ar putea acea zonă să fie cea care susține. Al doilea lucru, care mie mi se pare important, s-ar putea să par naiv. Eu spun așa, în Iașul ăsta toată lumea trebuie să aibă loc pentru afaceri. Sunt convins că este destul de mare și poate fi loc. Mai mult, cred că și cel mare, l-am ascultat pe Bogdan Pițigoi, așa-l cheamă, să nu greșesc. Da? Mi-a plăcut enorm de mult persoana asta care a spus așa, înainte era încrâncenare, acum ne putem înțelege. Pe măsură ce ne înțelegem, noi trebuie să căutăm complementaritatea afacerii de așa natură încât unul pe celălalt să ne susținem să dezvoltăm Iașul, cum fac cei de la Cluj, de la Timișoara. Adică, cred că oamenii care fac afaceri în Iași pot fi treziți și spus, nu ăsta este forma cea mai bună, ăla să piară și numai tu să trăiești. Putem găsi formula prin care să nu mai mergem pe scenariul că cineva mare din business susține un anumit tip de primar. S-ați liniștit că în creștări și situații tensioate întotdeauna mai apar. Peste tot vor fi. Nu, ideea este să spui oamenilor că există loc. Mai mult, opinia mea este că există un grad de favorizare a unora în detrimentul celorlalți. Ei, asta iarăși este problemă. Îl simțiți ca pe un fenomen? Adică ați avut discuții? Ce se întâmplă acum? Eu de când mi-am manifestat și de când am intrat în politică, mai discut cu oamenii și mulți spun așa, dezamăgirea mea este că nu mai sunt ascultat ca om de afaceri. Dezamăgirea mea este că nu suntem chemați să discutăm despre un proiect mare al Iașului. Dezamăgirea mea este că în loc să fiu lăudat pentru ceea ce fac, fie o categorie din presă, fie cineva, lasă mai departe. Mie mi se pare că aici este o chestiune de divide et impera. A fost percepția pe care am avut-o de mai multe ori. Nu vorbesc despre acești 4 ani. În general, cineva trebuie să ține pe cineva la distanță și cineva să facă. Alții spun așa, doamne, dacă te compari cu Clujul, acolo este o mafie transpartinică. Eu n-aș lua-o așa. Departe, eu interpretez lucrurile în felul următor. În momentul în care te bați în campanie electorală. Când ai terminat campania electorală, pui pe masă harta Iașului și începi să vorbești despre Iașul tău, și de la PNL, și de la USR, și de la PSD. După ce ai vorbit de Iași, întrebi următorul lucru. Cine sunt oamenii care pot concura la dezvoltarea orașului? Și fiecare să-și ia, să nu fiu înțeles greșit, să-și ia bucata, felia pe care o poate dezvolta. Eu pot să fac construcții de grădiniță. Avem nevoie de a se suprapun cu proiectul Iașului. Hai să mergem. Vorbiți inclusiv de un monopol al deciziei. Nu, bun. Mie mi se pare, asta este percepția mea. Cu siguranță, telespectatori își pot da seama că sunt subiectiv. De ce? Pentru că eu sunt generalul român care n-a fost introdus în această lume. Dar eu sunt generalul român care a fost în Afganistan și care a văzut
cum se construiește Afganistanul. Sunt general român care m-am întâlnit cu generali americani și am discutat despre cum se fac lucrurile în România. Numai puțin. Aici este chestiunea mea. S-ar putea eu să fiu naivu. Deci emisiunea dumneavoastră spune așa. Prima dumneavoastră emisiune a fost una naivă. Vă rog să aduceți niște oameni care n-au naivități. Nu, eu am certitudine. Nu este cazul. Am certitudinea că există o chestiune care nu transpare, care blochează Iașul. Așa vreau eu și așa se face. Doi. Vă spun o chestiune pe care am văzut-o personal și mi se pare că la noi nu funcționează. Sau două chestiuni. Puterea viceprimarilor. În opinia mea, viceprimarii sunt personalități lângă primari care au puteri de decizie și răspund de managementul domeniilor. Dar ce sunt dezbrăcați de... Bună, eu aici nu i-am văzut. S-ar putea să spună ceva. Domnul Roman, greșești. Uite, viceprimarul pe probleme în trafic este prezent și lucrează la... Mea culpa, stimați telespectatori, dacă am greșit. Dar nu i-am văzut. Aici este o problemă de împărțire a autorității. O deleg, o am... Aici ține de un tipar comportamental al tipului de lider pe care îl reprezintă Mihai Chirica, care încearcă să... Nu vorbesc de Mihai Chirica, eu vorbesc în general despre ce n-am văzut. Da, bun, asta vorbesc este... de primarul în exercițiu, nu... Așa, deci asta este o prima chestie. Și a doua, eu ca militar consider că la Iași trebuie să ai o strategie pentru dezvoltare. Apropo de asta, să o vezi peste 30 de ani. Știți că Pugul nostru are linii directoare până în 2020. L-am citit și m-am crucit. Adică până acolo... Pugul care este în lucru. Care e în lucru. Deci până în 2020 sunt linii directoare. Adică este deja expirat. Da, bun. Și cred că poate nu citesc eu bine. Să explicăm și oamenilor aceste lucruri. Da, bun. Poate nu citesc eu bine. Și atunci... Sunt abstract. Da, bun. Acum, această instituție de city manager... Eu îmi imaginez, așa îmi imaginez primarul, primăria de la spune așa. Dom'le, avem un primar în avion care se duce la Bruxelles, la București, la Chișinău, la Cernăuți, în toată lumea asta să facă cunoscut Iașul și să cheme pe oameni să vină cu un avion de investitor la Iași. Veniți să vă arăt orașul meu. Văd un city manager care este, deci primarul este un președinte, văd un city manager care este un fel de prim-ministru. Da? Este împuternicit de către Consiliul Local, așa și spune regulamentul, da? Împuternicit de Consiliul Local să cheltuiască banii. Adică am aprobat în Consiliul Local proiectele, sunt bugetate, du-te la treabă. Aducerea banilor este treaba mea, a primarului. Adică eu sunt aducătorul de fonduri, Consiliul spune cum să fie folosite fondurile în proiecte, city managerul le pune în practică și dă seamă și, da, bun, și dă seamă și Consiliului, da, și cetățean. Bun, de ce nu se face? Cred că este și o pretenție ușor exagerată pentru faza în care ne aflăm în momentul acesta, prin faptul că chiar nu poți găsi persoana potrivită care să fie atrasă de un post public plătit cu 3.000 de euro, să spunem, da? O persoană care are suficientă știință și în același timp îi trebuie și o atitudine și un temperament și o personalitate, da? Și care să fie atrasă de această funcție în sectorul public. Dar la Cluj, e posibil la Oradea, la Timișoara, de ce sunt? Adică de ce acolo se poate și vă spun adică ce văd? Pentru că în știți de ce nu se întâmplă lucrul acesta? Vă întreb. Nu aveți cumva, sau asta este sensația mea și vreau să văd care e părerea dumneavoastră. Faptul că nu există o predispoziție spre măsuri curajoase, reformatoare, spre modernizare, cred că le putem numi așa, nu cumva vine din lipsa de presiune la puterea actuală, din lipsa de alternativă? O dau acum în teoria conspiraționistă. Nu cumva există până la urmă un, ceea ce am spus și mai devreme, un curent de opinie care spune lăsăm lucrurile așa că funcționează bine și nu vrem o alternativă? Pentru că ceea ce mă miră pe mine nu este stabilirea, să spunem, unor lucruri care nu ne convin la persoana Mihai Chirica și să le renunțăm. Dar eu cred că în Iași, și revin la acel leadership și acele think tank-uri care să stabilească niște seturi de valori. Iar acest lucru eu constat că nu există. Adică aș vrea să văd din mediul politic, din mediul administrativ, din oamenii cu inclusiv cu care fac politică la București, care din mediul universitar. Sunt foarte multe proiectanți, sunt institute importante la Iași, da, care au inclusiv acea educație civică necesară, da, și care ar trebui să fie avangarda societății și care să spună nu e vorba că nu ne convine de persoana X sau Y, să nu există aceste nominalizări, dar să spună în Iași dorim următoarele valori implementate, următoarele să implementăm următorul set
de principii și următoarele modele comportamentale. Vrem acel tip de administrator orientat spre serviciu public și nu vrem acel tip de administrator orientat mental, ca mentalitate, spre business-ul propriu. Pentru că aici e o problemă la nivelul întregii administrații din România. Nu, ați dus undeva unde nu e în regulă. Nu, îmi pare rău că vă întreb. Nu, eu cred că e o nuanță fundamentală asta. Nu, chestia asta cu interesul propriu. Eu zic orientat spre business. Nu, dați un pic mai departe. Haideți să o secundă, ca să nu-mi pierd eu ideea, că după aceea m-ați adus degeaba în emisiune. Să nu spuneți că nu m-am făcut înțeles. Eu spun de o problemă în general în administrațiile locale din România. Și în orașe mici și în orașe mari. Sunt categorii, exemple de primari care nu au aspirații în plan economic, da, care nu urmăresc să își pună deoparte sau să-și facă niște firme sau să dea niște lovituri, sau nu are proiecte de business, da? Și sunt o altă categorie de primari, și eu cred că asta e o mare problemă în România, că nu se separă lucrurile, care sunt orientați spre business. Și asta le ocupă timp și intră tot felul de interdependență. Haideți să o clarificăm, că după aia îmi pierd ideile. Prima chestiune pe care am sesizat-o este, într-adevăr, că există. Da? Deci că există oameni care atunci când conduc urbele se gândesc și la buzunarul lor. O să vreau să termin ideea. Nu mă refer la furoasă necuvenită. Nu, dar nu mă refer niciodată. Business-ul în sensul pun nevasta, copilul, am societate, produc, habar n-am. Sunt niște oameni de afaceri. Da, bun. Deci nu, punem chestiunea asta că există. În România oamenii se duc în politică unii ca să își facă bani. Da, alții cheltuiesc bani ca să ajungă. Dar aș vrea să vă spun ceva ce am sesizat eu. Și aveți mai dreptate când spuneți. Chestia asta cu setul de valori. Eu aș spune așa, nu numai cu setul de valori, ci și cu capacitatea de a administra. Pentru că eu am văzut un lucru. Există o predispoziție pentru micromanagement și o predispoziție pentru macromanagement. Adică sunt oameni care conduc orașe din România și care sunt deasupra orașului, pentru că sunt macromanageri. Și oamenii respectivi se uită spre business, adică face cu orașul lui o afacere bună. Da? Atrage o firmă mare care dă bani la Cluj, tot dau exemplu, că e dublu bugetul cât al nostru. E plimbat în avioane, cum spuneam mai devreme. Aduce niște investitori. Exact, deci este omul care are viziune. Băi, îmi văd orașul meu și apropo de viziune, iarăși dau un exemplu, fără supărări. M-am uitat la zona metropolitană noastră și altora. Păi zona metropolitană altora se întinde 10 km sau 15 km de la oraș și este zona metropolitană sau 20 de km, cam 20 și ceva de km, cum ar fi până la Lețcani, și după aia este zona de contact cu zona metropolitană care merge încă 20. Adică ăla de la Timișoara sau de la Cluj gândește cum se dezvoltă orașul lui în cei 40 de kilometri de cerc. Asta înseamnă să fii macromanager. Asta e pur teoretic. Nu excelează. Uitați-vă, rog, la bugetul zonei metropolitane Cluj. Da? Și o să vedeți că sunt 20 și nu știu câte de milioane de... Adică haideți să vedem. Intermodalul. Bun, mergem mai departe. Deci macromanagementul. În momentul în care omul este micromanager, el își consumă majoritatea timpului fie în birocrație, fie în discuțiile, cum spuneți dumneavoastră, cu ăla care face afacere mică, poate mai un cumătru. Bun, nu e vorba de ea, și vorbesc în general și aveți mare dreptate, pentru că noi nu discutăm despre setul de valori. Setul de valori, apropo de asta, iarăși revenim. Mie îmi place să mă laud, pentru că a mea carieră militară este o dovadă că am ținut la un set de valori și de principii. E, când discutăm despre setul ăsta de valori, eu nu spun că nu suntem puritani. Deci nu apare acest manifest. Asta vă întreb. Cum explicați? Cine spune setul ăsta de valori? Nu se vine poporul din... Nu, eu aș vrea să văd, o dată la 4 ani, nu zic că plată la 6 luni, că așa ar fi normal, să intervină, să spunem, un grup influent, da, și care să transmită un manifest public, da, și să spună, nu știu, în Iași, noi ne dorim ca mediul economic, administrativ, modul în care este făcut bugetul, modul în care se fac angajările pe funcții importante. Asta le dorim în felul următor. Vrem transparentizare cu câteva elemente concrete explicative. Nu vă trebuie instituție. Nu, eu aș vedea lucrurile în partide. Auziți, totuși nu apare acest... Auziți, eu le-aș vedea în partide. Vedeți, de asta tot m-am povestit. Că de ce n-au desemnat candidații, ce se întâmplă? Ei, aici este o problemă care, în opinia mea, trebuie să fie manifestul partidului. Când vorbești cu oamenii despre viitorul orașului tău și ți-l imaginezi, spui, închideți ochii, imaginați-vă ea și uitați-vă așa peste 20 de ani. Toată lumea spune, hai, domnule, termine cu prostiile astea. Asta e iluzie încă, frate. Du-te în cartierul Alexandru și vorbește. Mai trebuie o grădiniță, mai trebuie o alee, mai trebuie un tricolor, mai trebuie ceva. Bun, du-te mai departe și la ușa unui om de afaceri, bate la ușă și spune,
eu voi fi un primar foarte bun, puteți să fiți în campanie. E, chestia asta ne-a consumat. Deci noi nu putem noi, știți ce spun, noi, poate să vină 20 de profesori universitari să ne dea setul de valori, pentru că nu putem noi. Adică atunci când ne uităm în oglindă, spunem, băi, stai un pic, asta vită un set de valori, nu mă conformez. Dar partidul ce zice? Ești bun, du-te înainte. Aici este problema. Noi avem o problemă de moralitate, opinia mea. Doi, avem o problemă de voință. Adică eu spun de fiecare dată, cu ce sunt mai buni ăia din partea cealaltă decât mine? Cu nimic. Așteptăm ce să autoreformeze. Să vină Mesia. Problema este următoare, așa ar trebui. Eu, dacă aș fi cetățean, repet, aș taxa de pe acum. Deci m-aș tot uita și aș spune, ok, cine stă de vorbă acum cu mine de pe poziția de doritor de a fi acolo? Nimeni. Ok, dragă partidule, nu ți-ai declarat omul, ai stat la colț de stradă, ai așteptat, când vii acum cu manifestul, pliantul și cu omul, spune, dacă vezi de treabă. Problema este că în partid de locurile eligibile sunt puține. Chiar dacă ar fi și... Eu știu că au mai fost oameni interesați să-și asume un rol activ și care n-au nevoie de banii de pe urma acelei funcții. Și care chiar ar fi dispuși să-și consume o parte din timpul lor pe o anumită perioadă de timp. Partidele nu-i primesc. Ăsta este adevărul. Sunt puține locuri. Noi primim. Nu, dacă analizăm acum... S-au rupt aripioare, tot felul de fărmițări, da? Avem și în Pro-România, și în ALDE, și nou creatul Proiaș, care, mă rog, e partidul primăria Iași. Avem aceleași figuri, da, de 15-20 de ani, mutați într-o parte în alta, eu am rămas uimit. Excepția domnului general. Și mai sunt excepții. Asta spun, dacă ar fi vorba să vină cineva din exterior, mult mai capabil, s-ar lovi de un, nu știu, de un... mai știu prenumele, domnul Abălașei de la Pro-România, s-a lovit de nu știu care la ALDE, s-a lovit, am văzut acum a revenit lângă Costel Alex, a revenit bulgarul, director la FIR sau nu știu ce, s-a lovit inclusiv de domnul Șerban. Eu asta spun. Bun, acum haideți să vă spun ceva. Și atunci oamenii spun, dacă nu mi se oferă șansa să iau cuvântul. Cât ne trebuie să facem un partid? Îl facem cât de repede. Mergem, nu puțin. Intrăm la alegeri cu el. Nu. Nu mă puțin. Auziți, facem partide. Da, facem niște partide numai cu oameni noi. Că așa am avut o discuție în partidul meu. Ideea n-a fost reală. Să vă spun în 2016. Să vă zic ceva. Eu am mai discutat și domnul profesor Simirad vis-a-vis de ideea de a face partide și am spus că, domnule, partidul care merge numai cu rădăcinuța micuță pe plan local este o chestiune de vom vedea dacă supraviețuiește. Pentru că oamenii nu trăiesc doar în spirit local. Și vă spun și de ce. Când n-ai autostradă să te lege, degeaba faci. Dar de ce l-a prins rădăcin salvați Iași? Nu mă puteți. Sau USR Iași. Nu-i treaba mea. Întrebați-l pe domnul Postoac sau pe cineva. Dar, nu, USR Iași. Dar vreau să vă spun ceva. Și eu când am intrat în partid... Și când am prins. Nu, da, este. Da, este. Da. Și eu când am intrat în partid... Prima reacție a fost asta. Oameni noi în politică, mi-am adus și colegi și profesori universitari și așa mai departe. După aceea a început chestiunea asta de contaminare. Norocul nostru este că suntem totuși o masă în Pro-România, cel puțin la Iași, o masă destul de nouă. Și atunci devenim tot timpul principii, valori, hai să facem, să fie, să dregem. Și atunci oamenii se contaminează pozitiv. Sunt reminiscențe fără nicio discuție. Dar atunci când discutăm despre oamenii din urbe, acum vă spun eu roman, numai eu știu la câți oameni de valoare din Iași pe care nu am avut în agenda telefonică, ci am rugat pe altcineva să-mi deschidă ușa și m-am dus. Că este zona universitară, că este zona sanitară, că este zona... Ați fost refuzați. Și știți ce mi-a spus domnul Geal? Dacă nu ați să veți candidat la primărie, vă susțin. Și fac lobby, și fac campanie. Doamne ajută! Vedeți, v-am spus mai devreme cum este. Una este să enunț, acum eu aș putea enunța, numai puțin, stați public. Stați să termin ideea. Teoria noastră este că oamenii nu vor să-și asume acest rol activ. Toată lumea spune așa, domnul general, suntem alături de dumneavoastră, nu ne băgăm acolo. Și când le spui, mamă, nu vă băgați voi, să bagă altul, și pe aia deplângem Iașul, ne plângem de administrație. Hai să facem. Mergeți dumneavoastră, mai găsiți niște care credeți că este motivul pentru care... Nu, cred că este o chestie indusă. Nu e adevărat. Nu, ni s-a indus ideea că tronul Iașului este moștenire. Și că dacă nu ești din vița respectivă sau n-ai fost crescut în spatele tronului, niciodată. Ei, eu spun roman... Că dacă oamenii vor, eu am certitudinea că tronul nu va deveni moștenire, va fi un birou a unui administrator. Dar mă lovesc cu de aceeași chestiune. Sondaje. Nu aveți notorietate. Nu vă cunoaște lumea. Bun, dar ce să fac? Să ies în piața Iașului să strig în gura mare. Asta e cumva adevărat. Avem niște cifre. Nebun. Deci, stați-mi, pe mine mă încântă. 8%, 7%, e o chestie frumoasă. Alții. Ce cauți, domnule? Ai dezbrăcat uniforma și te bagi în politică. Spui, oameni buni, mi-am servit țara, vreau să-mi servesc cetatea. Lasă-mă, domnule, în pace să vină alții în politică.
Până de ce eu n-aș avea dreptul? Pentru că s-a încetățenit. Atenție, că tu nu ești vlăstar domnesc, domnul general, și n-ai ce căuta în acest joc. N-aveți origine sănătoasă. N-am origine sănătoasă. No, bun. Ei, ni s-a indus starea asta. Repet încă o dată, unii au făcut primari lucruri bune și dacă au făcut rele se plătească, dar pentru cele bune sunt lăudabili. Nu spun că Iașiul merge tot mai jos. Pe mine mă deranjează următorul lucru. Iașiul nu are proiecte mari. Eu în 4 ani de zile, cu excepția, dacă greșesc, vă rog să-mi spuneți, pentru că n-aș vrea să dezinformez trecutare. Să nu punem niște bocitoare care văd da, lucrurile numai da, exact, negru, abar n-am. Da, da, bun. Sondajul arată că există un tonus cumva da, bun. Pozitiv în oraș, dar eu îl pun pe seama altor explicații sociologice. Dar... Să întoarce cineva prin Repatriot. Se întoarce cineva. Doi, în afară de pasarele care s-a făcut peste Bahrui, mai avem un proiect mare. Spuneți-mi că poate greșesc. Aici ajungem în altă parte. Nu, greșesc. Preau ideea dumneavoastră. Nu, greșesc. Greșesc. Mai sunt niște... Nu, părerea mea este că avem... Nu, stați un pic. Problema este următoarea. Am ascultat despre proiectele europene. Știți ce spun? Se reabilitează o clădire, se face un spital. Bun. Astea sunt chestiuni, în opinia mea, minore. Adică atunci când discutăm despre am făcut în 4 ani, ar trebui să avem 10 proiecte care sunt finanțate și pe care următorul primar sau actualul primar în funcție le va duce încă 4 și încă 4. Mie mi se pare că atunci când ajungi administrator, marea ta grijă este așa, să-l satisfaci pe cel care ți-a dat votul. Indiferent dacă marea masă, știți ce spun, da? Orașul întreg nu este legat de zona metropolitană. În prima zi de mandat e cum faci mai un mandat. Păi da, și atunci satisfaci alegătorul. Aici mai iarăși la tipare de lideri. Domnul general nu are suficientă notorietate. Are un an, doi ani. Cu emisiunea asta. Bun, probabil că aveți o intervenție pe săptămână sau la 2 săptămâni. Probabil că ați putea avea și 2 pe săptămână dacă vă propuneți lucrul acesta. Bun, și... Să vă alocați mai mult timp pentru... Ok. Dar întrebarea mea este, nu cumva această lipsă de notorietate a alternativei la actuala putere este cauzată că avem o supraexpunere a tipului de lider pe care, și nu mă refer doar la Mihai Chirica, ci la modelul aplicat în România de 30 de ani, la nivel local, în care administratorii, și asta vă dați seama, mi-am duc aminte, Marian Vanghele, sectorul 5, a prins vreo 3 mandate, cred că al treilea l-au scos cu un șuturi din primărie, vreo 3 mandate în care era prezent non-stop la televiziuni, de dimineață până seara. Nu cumva avem iarăși un model comportamental pe care oamenii ar trebui să-l discerne, electoratul, în care avem, cum poți să concurezi ca notorietate cu o prezență de 6 ori pe săptămână? Ba, sau de 8 ori pe săptămână? Poți. Și am să vă spun cu ceva. Cu 2 conferințe de presă. Vă spun ceva. Acum noi ne amăgim. Cu 2 emisiuni pe zi. Ne amăgim în emisiunea asta ca să părem cu... Nu cumva e prea mult. Nu e vorba de prea mult. Și să ajunge la... Nu. Aici... Nu, dar asta zic... Nu, să vă spun ceva. Haideți să discutăm altfel. Nu apare un soi de autoamăgire a populației? Nu, haideți să discutăm altfel. Unu, Facebook-ul deja sau social media. Și dumneavoastră veți fi pe social media, nu? Așa. Deci social media deja... Dar știți ce se întâmplă nou? Numai puțin. Deci social media ia o parte din nume, imagine, idei și le transmite. Știți ce spun? Deci nu o să mai fie un monopol, nu o să poți apărea. Doi, să știți că aici când aud unii oameni, și tot îi întreb, bă, dar de ce nu faceți ceva? Păi dau un exemplu. De ce nu se unesc niște oameni de bine din Iașul ăsta care să spună următorul lucru? Dom'le, eu am contracte cu televiziunile centrale sau eu am posibilitatea și scot din altă viță decât cea domnească o persoană pe care o creditez, o testez de 10 ori, îl pun la detectorul de minciuni. Să se ocupe de comunicare. Tot ce vezi, numai puțin. Și spune așa, du-te de 5 ori la televiziunea centrală din București să te vadă că lumea nu se uită atât de mult la televiziunea locală, să fim totuși cinstiți. Apare o altă întrebare. Oare de ce partid la nivel central nu iau să cultive din local oameni acolo? Nu le-au pe generalul Vasile Roman să spună, domnule, vrem să te promovăm. Ai niște idei bune? Bine, eu tot timpul cu speranța. Seara când mă culc, mă rog, și tot timpul cu speranța că nu cumva Se consideră că lăsăm pozițiile ocupate și închidem celelalte culoare. Să vă spun ceva. Eu sunt nou în politică și într-un partid mic, dar sunt un zbătător. Să știți că încerc să vorbesc cu toată lumea despre ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme. Bă, hai să schimbăm. Bă, scuzați. Stimați domn. Nu, mă refer la... Nu e expresia cea mai bună. Și același lucru sugerez. Băi, creditați oameni care au demonstrat în viața lor că au făcut ceva. Doi, ajutați acei oameni să-și creeze notoritate. Luați-i de după gât, vorbiți de ei.
există o chestiune care pe mine m-a intrigat un pic. Noi nu pronunțăm nume, noi nu. Și ziceați, bun, dar cartea de vizită îți crește când te ia maestru, pe tine discipol și spune, uite, asta e învățăcelul meu. A făcut o treabă deosebită. Toți studenții spun, uai, uitați-vă. No, bun, deci, din punctul ăsta de vedere există un egoism în opinia mea politic. Doi. Eu cred că e teamă. De business, nebun. Academic. Nebun. Păi spune, de ce să mă complic eu? Să susțin pe altcineva. Am auzit și asta. Am auzit și asta. Așa am spus că este cel mai bun moment acum. Ori, sau poate oamenii consideră că lucrurile merg foarte bine. Oricui este frică acum, ar trebui să aibă curaj, pentru că deja nu știe cine controlează. Cine e la guvernare, cine pe plan local. Este o chestiune bună pentru oamenii care, într-adevăr, vor să schimbe lumea. Chestiunea asta de ceea ce înseamnă valoare. Eu am citit o carte a lui Dâncu. Chiar mi-a plăcut, să știți. Sunt niște eseuri care spune așa. Și vorbește de PSD, îmi pare rău, nu-i vina mea, el vorbește. Și spune, dom'le, în politică, intelectualii nu-s buni. Deci n-au ce să caute. De ce încurcă lumea? Ăștia pun întrebări, ceea ce în politică nu-i cazul. Doi, au îndoieli. În politică niciodată n-ai îndoieli. Ești frumos, ești deștept, știi, adică mesajul tău este, chiar dacă nu te pricepi, îmbraci cu... mergi până la capăt. Și punctul trei, intelectualii sunt critici. Adică, țată, băi, frate, ai luat-o, razna, te duci. Și atunci spune, ăștia n-au ce să caute. Îi izolăm în cocon și ținem departe. Și mai e o problemă, intelectualii au idei curajoase, care intrigă și ajung în ochii populației să fie considerați dubioși. Da. Dom'le, ăsta vine cu o chestie care îmi strică mie echilibrul meu. Aici sunt de acord. Și e posibil și la acest lucru. Și mai e ceva. Am să dau un exemplu, poate că este deplasat. Eu am un respect foarte mare pentru diplomația țărilor mari. Nu Americii, să știți. Pentru că America, diplomații... Nu sunt, dar China, pot lua Rusia și diplomația românească veche. E, ca să fii cineva, trebuie să fii citit ceva. E, mie mi se pare că partidele nu au școală. Vorbesc foarte serios, adică auzi cuvântul școală de vară, școală de toamnă, școală de iarnă. Eu îmi pun problema. Oameni buni, atunci când aveți o resursă, păi faceți și educație dacă întrebi un om, băi, ești de stânga, de stânga, dar de ce ești de stânga? Așa e partidul. Adică nici politicienii la un moment dat, fără să fiu critic la adresa lor, unii nu știu dacă sunt de stânga sau de dreapta. Adică atunci când discutăm despre a schimba lumea, ar trebui să ai niște fundamente. Nu știu, unul crede în Dumnezeu, altul este filozof, se întâlnesc, dialoguează. Mai mult, în zona administrativă, fără nicio discuție, mie îmi displace această chestiune de numire a directorului de deconcentrate și mai departe pe criteriu politic. Adică nu mai discutăm de competență, ci pe mine mă interesează să-i plătesc eu dacă i-a pus afișa. Și tot timpul mi-a spus la colegii mei. Eu niciodată nu fac promisiuni și nu promit nimănui că dacă voi ajunge să conduc orașul Iași, voi spune, cine a fost cu mine? Pentru că este o mare prostie. Dacă ai un om în partid care are un proiect, proiectul de mediu... V-ați măturat niște voturi acum. Nu, și ce pot să fac asta? Deci, din punctul ăsta de vedere, repet, nu ne învârtim în cerc. Aici avem noi o problemă. Deci, efectiv, noi... Care ar fi cauza asta, ca să nu pare că discutăm utopii? Care ar fi soluția? Asta încerc să analizez acum, să propun ca element în discuție. Poporul românii s-au simțit atacați, ca să spun așa, invadați de presiunea pe justiție... Obsesia introdusă de gruparea Dragnea, da? De-acord. Și care n-a fost doar pariul său, a fost a unei părți importante din PSD. Mai ales că a venit pe puterea la PSD 46% pe finalul unui ciclu, criza economică în care s-au terminat ultimele rămășițe și populația a simțit nevoia să... Și colectivul și Ciolo și o poveste întreagă. Okay. În România. Deja istorie. Acum poporul, ce constat eu? Poporul se duce cu două mâini, s-ar putea, nu știu, exagerând, PNL duce la 60%, vom avea PNL, USR 70%, abar n-am. Deci avem iarăși sondaje care avem un partid care are de la 18% în 2 ani de zile a ajuns la 45%. Și atunci vedem cine? Că... Vedem că după votul la oamenii pleacă imediat. Nu. Dar după care? Ca să închei, oamenii pleacă imediat pe fentă, ca să zic așa. Ne-a supărat ăsta, sunt mai bune ăștia. Și apoi, imediat cum ajunge, vedem că își numește 7 consilieri din vechile structuri, vedem că numește pensionabili sau chiar pensionari trecuți de 66 de ani, îi numește pe funcție de conducere cu detașare. Bine, știți că și eu am fost 2 ani de zile plătit de primărie pentru funcția de consilier, general în rezervă, pensionar. Dar eu mi-am imaginat că acolo voi fi extrem de util. Concluzia pe care am desprins este că... V-ați gândit că o să vă meritați. Da. Bine, să știți că n-am fost. Reiau în buclă aceleași practici. Atunci problema la care vreau să ajung este dacă nu cumva poporul nu este educat să nu aleagă alternative
simbolice, culori, o figură reprezentativă scoasă în față, logo-uri, lozinci bine alese sau câteva programe bine țintite în perioada electorală, cum ar fi o scutire de impozit sau o creștere spectaculoasă a noștri cărui venit pe anumite categorii, ci poporul ar trebui educat să aleagă ceea ce repet, acele modele comportamentale trebuie să fie întipărite. Poporul este educat. Și au trecut 30 de ani și eu spun... Poporul este educat, dar votează cu inima. Nu, eu cred că, în continuare, în educația din România, la modul cel mai serios, și nu este o utopie, trebuie, o dată și pentru totdeauna, implementat foarte serios o educație civică în mediul... Nu este suficient, este o oră... Și cum ar trebui făcute, nu știu, sub diverse forme, de la o istorie democrației, de la anumite, făcute inclusiv în liceele tehnologice, să impună următorul lucru. Dom'le, nu insistăm foarte mult pe geografie, chiar nici pe matematică, învățați o meserie, la un liceu tehnologic, dar vreau la orele astea să-mi știi de 6, 7 sau nu știu ce, pentru că altfel vei avea probleme. Cetățenii la liceu de muzică. Bine, dom'le, tu ești artist, dar vreau ca tu să ai această educație foarte serios implementată. Auditoriul dumneavoastră nu știe. O să vă dau un articol pe care l-am scris. Eu cred că e o problemă serioasă. Pe care l-am scris și am spus așa. Că dacă vrei să ai un cetățean care știe ce înseamnă votul lui în... Trebuie să-l înveți un pic de istorie, să-i spune așa. Pentru că este important. Doi, să știți că spuneați, domnule, geografia nu e necesară. Ba da, pentru nu, că... Nu, ca idee, a spus așa, domnule, dacă un om știe că geografia afectează geopolitica și statul trebuie să-și facă geostrategia în raport cu relieful, va ține minte. Știi. Munții înseamnă ceva, numai puțin. Aveți mare dreptate și militez și eu pentru un pic de educație civică. Dar au trecut 30 de ani. Cum putem face ca oamenii să nu voteze emoțional? Deci oamenii votează fie contra dintr-o dată, știți ce spun? El oricum nu are... trebuie să învețe niște valori și aceste lucruri eu cred că se pot implementa în 5, 6, 10 ani. Profesor Mătare, până atunci eu nu mai trăiesc. Știți eu care e problema? Niște soluții pe timpul știți ce constatăm? Dacă, să spuneți dacă mă înșel, dacă tragem o linie imaginară între nordul și sudul Europei, da, pe orizontală, vom constata că guvernările performante sunt în nordul, nordul Europei, da, și care chiar taie și Franța în două, să spunem. Dar știți de ce, nu? Și în același timp, acele țări, și mă refer și țările scandinave, și Scoția, și Olanda, și deci tot trec Benelux, în fine. Iar acele țări sunt și cele care au sisteme educaționale foarte performante și acolo liderii sunt oameni decenți, sunt oameni dedicați comunității, pentru că acolo nu-i glumă, sau, să știți că așa este. Nu, deci, sau, munteanu, uitați-vă la oamenii de la munte. Liberale în care s-au implementat serios niște valori. Eu asta spun. Noi avem 30 de ani. Bun, dar problema următoarea, auziți dumneavoastră, când Ilescu spune că, domne, înțelegem lenea, că suntem într-o zonă mai caldă, așa e dreptate. Psihologii demonstrează și aveți mai dreptate. Care sunt sistemele de alertă? Păi nu, dar gândiți-vă la faptul că eu, românul, am fost educat să răspund la cerințele unui tătuc. Da? Deci pentru mine puterea este așa. Odată, desemnată, trebuie să fie omul cu pușca și cu puterea, că altfel nu-l votez. Punctul 2. La început îmi este frică de el, da? Pentru că are pușcă. După aceea mă duc și pupinelul și după aceea când întorc spatele în jur de mamă. Pentru că este în psihologia popoarelor care așa au fost ținute. Adică au fost sub turci, am spus... Lasă-mă că merge așa. Turcul zice una, noi facem alta. Când te duci la popoarele nordice, constatarea pe care o faci este că acolo nu există bătălie între sexe, da? Adică valoarea umană este recunoscută indiferent de ce categorie ești. Doi, că el primează fondurile pentru educație și nu fondurile pentru sănătate, pentru că el este conștient că dacă oamenii sunt educați, nu se îmbolnăvesc, da? Dar este o altă tipologie. Eu am spus câteodată și n-aș vrea să blamez, Doamne ferește, religia din care fac parte și în care cred, că există totuși o diferență între ortodoxul contemplativ, da? Și catolicul sau protestantul mai pragmatic. Nu trebuie să spunem că religia noastră nu e bună. Dar poate că ar trebui la un moment dat să nu... societăți liberale în care rolul religiei nu mai are niciun... În România discutăm și mi se pare corect. Vă spun sincer, eu ca o persoană care crede în Dumnezeu, mie mi se pare că a respecta divinitatea în sensul care o percep tu. Știți ce spun? Să nu ne ducem acum să spunem că, domnule, tot ce spune preotul trebuie să fac. Nu, este o chestiune de a crede, a te raporta. Dar asta mai puțin, nu e subiectul nostru. Aveți mai dreptate. Pun întrebarea. Adică diferența de școală. Da. Pun întrebarea. Haideți să găsim formula magică care să trezim. Uitați, emisiunea noastră poate fi o formulă. Aduceți oameni care nu sunt contaminați, să spunem, de această chestiune, fie de teama inelului, fie de dorința atâta. Îmi place chestia asta foarte mult.
Eu ca militar, ca general, am avut și șofer și mașină și secretare. Eu, dacă mă duc la primărie, nu mă duc pentru ele. Să nu concediați liftier. Da, așa, așa. Deci nu mă duc pentru ele. Deci aduceți oameni care spun așa, băi, mi-aș dori să fac pentru Iașul ăsta ceva, nu pentru puterea mea, nu pentru vanitatea mea, ci pentru că eu cred că se poate, cred în oameni. Bine, astea sunt niște dezderate care... Păi stați, cum sunt nesilite? Nu să vedem ce faceți treaba asta. Sunt ușor retoric, dar pe de altă parte eu cred că e mai important să existe în sistemul public, în societate, să existe acele sisteme de alertă care să nu permită dispoziția unora de a își face una, două, trei, șapte proprietăți, încă cinci mașini sau nu știu ce. În România? Pentru că nu poți să... Nu avem justiție în România. La modul serios, nu poți... În ultimii 4-5 ani... Puțin. Putem trăi cu impresia încă o dată. Haideți să vă spun ceva. Eu, Roman, am certitudinea că pentru fiecare lucru făcut vine o recompensă sau o notă de plată cu pedeapsă. Eu nu cred, deci credeți-mă că eu nu cred că nu vine un moment în care ăla care a făcut împotriva legii nu va plăti. Puteți să-mi spuneți, domnule, ești naiv. Poate veni azi sau... Exact, deci poate, deci devenit vine. Vine un moment. Acum, modul în care noi știm să accelerăm momentul, știți ce spun, da? Este ăsta care îl faceți dumneavoastră. Adică, cheamă un om să spună, nu va declara nimeni la televizor ca dat. Știți ce spun? Dar mai mulți oameni care vor spune, băi, trebuie spus, da? Pentru că mergem într-un fel de malaxor din care nu mai ieșim. Și cine pierde? Cel care dă, pentru că săracul își împarte efortul, știți ce spun, da? Și pe partea cealaltă, eu spun de fiecare dată, cineva și mai mulți se vor ridica în picioare și vă spune, stop joc. Vă dau un exemplu de buton de alertă care a funcționat și care s-a oprit. Și care este un exemplu care ar trebui să dea de gândit. De ce s-a oprit? Am avut în luna decembrie, a apărut din senin, da? Dezbaterea pe turnurile, noile turnuri Palace 2. Am avut 50 de semnatari la climaxul acestei mișcări, care s-a dezvoltat foarte rapid în 2 săptămâni, 50 de semnatari care au fost arhitecți istorici, s-a semnat întreg Institutul Xenopol, care au fost oameni din societatea civilă cu notorietate, au fost oameni de afaceri și așa mai departe, profesori, au fi fost și studenți pe semnatari acolo. Am avut 300 de oameni mai încăpeau în sală, am avut inclusiv oameni din, am văzut din cartiere. Am văzut filmarea. Dar am avut o listă, da, să spunem, acea elită, da, inteligenție, care a intervenit. Unii au spus că a fost suspectă această mobilizare peste noapte. Habar n-am. S-a stins imediat, a venit Revelionul, s-a spus că da, gata, am încheiat dezbaterea, se vor mai tăia niște etaje, nici acum nu se știe care va fi forma finală, dar stau și mă întreb, acel buton de alarmă, da, care a funcționat. Cine l-a decupat? De ce nu continuă ca acești 50 de semnatari, acești profesori, pe bună parte îi știam dinainte și mai aveam discuții cu ei. De ce nu continuă, domnule, hai să lămurim pe toată pugul ăsta, hai să lămurim în centru, e nevoie și să știi lucrul ăsta de 5-6 ani, e nevoie de un nou bulevard. Nu, haideți să... Bun, lăsați un pic, aveți mai dreptate, dar haideți să vă continui ideea de genul... De o nouă axă. Exact, de genul mai puțin. Haideți să și atunci... Ceva. Nu, domnul Gache, haideți să răspund ceva. Eu am ascultat emisiunea... Nu sunt niște așteptări, firești, să avem acest tip de presiune publică. Haideți să vă spun ceva, eu nu vreau presiune publică, eu aș face în felul următor. Doamne, ascultați-mă puțin. Aș lua cei mai deștepți arhitecți, oameni de știință și aș spune așa, uite, oameni buni, cum credeți că va arăta centrul orașului Iași pe o rază de 5 km peste 20 de ani? Pe ce considerente plecați? Sau de la ce premise plecați? Cum s-a dezvoltat Viena, cum s-a dezvoltat Varșovia, ce vreți dumneavoastră? După ce te uiți cum se reorganizează orașul, spune așa. No, bun, la mine, la Iași, ce faceți dumneavoastră ca să aduceți pe ea? Ascultați-mă puțin, deci și bună voință. Ce factor de presiune? Nu există presiune, există drag de Iași. Oamenii ar munci degeaba, numai puțin să-mi termin ideea. Și la rețeșenilor, că peste 30 de ani, dau un exemplu. Nu, ascultați-mă puțin, cum Dumnezeu să poți să arăți. Deci rețeșenilor, că peste 30 de ani, toate blocurile de pe 7 noiembrie nu vor exista și acolo vor fi turnuri. Sau spui invers. Uite, în zona aia vor fi niște blocuri în ce știe ce formă. Și spui, dragii mei, va fi Iașul, în centrul Iașul, centrul de business? Dacă lumea spune nu va fi decât centru turistic, atunci îți impui ca tot ceea ce construiești acolo să fie pentru promenadă, pentru distracție. Nu, bun. Dumnealui, dacă exact. Asta, deci asta ar trebui. Oameni buni, sunt atâția oameni. Nu, dar asta trebuie să fie. E vorba de administrație. Deci dacă... A fost omorât în fașă. Nu, dar nu, profesorul meu, dacă administratorul vrea, ascultați-mă, dacă primarul vrea, eu am convingere. Nu vrea, domnule general. Dar nu-mi spuneți mie. Nu vrea. Am pus problema, uitați-vă, emisiunea avea scopul următor.
cum trezim oamenii să renunțe la emoție, cum putem face administrația eficientă. Dacă primarul nu vrea, ce se poate face? Cum putem face administrația eficientă și așa mai departe. Okay. Și acum eu spun așa, sunt convins, eu nu l-am cunoscut în viața mea pe domnul Dascălu, dar dacă domnul Dascălu cu arhitecții ar fi provocat de arhitecții Iașului, de cel care a fost arhitect, de profesor de construcții, bă, fă o echipă și stați un an de zile și gândiți-vă cum va arăta zona asta de 5 km peste 15 sau 20 de ani. Și aș începe să le spun oamenilor, dragii mei, aici vindeți apartamentul că peste 10 ani de zile cineva îl cumpără și aici se dărâmă. Tu nu-ți face casa acolo. Pentru că faci degeaba peste 10 ani de zile să extinde așa. Adică, numai puțin, cum am spus dumneavoastră, cum bulevarde. Să se aplice acest lucru. Dar nu, stați, știți cum este? Este viziune Dumnezeule, că noi avem o problemă. Nu, noi nu spunem oamenilor din Iași, numai puțin. Nu, ar trebui să avem un proiect pentru Iașul 2050, da? Închizi ochii eșanule. Și îți imaginezi, și când mi-am imaginat și am trecut în strategia de dezvoltare și oamenii au înțeles un plan pe termen mediu și lung, dar avem nu o ciubucăreală. Nu. Asta este, nu există, domnul general. Da, nu există. Dar este ce, nu este pugul. Vreau să spun concret, de ce nu avem pug? În 2015 a venit în aprilie interimar Mihai Chirica și a spus prima mea, sunt denumate declarații, le-am urmărit, le-am și salvat. Prima mea urgență, în 6 luni să termin pugul, începe. Și chiar a început din nou. Era contractul Search Corporation. Vorbim de specialiști veniți din afară și care nu erau, să spunem, sub influența intereselor locale. Corect. Am zis Search Corporation. Au început mișcările. Domnul Chirica a durat 3 luni de zile în care a apelat la un cel mai mare seniorul arhitecturii, facultății de arhitectură din Iași, care i-a promovat pe ceilalți arhitecți cunoscuți din Iași, care predau și la un... El este cel care i-a selectat. Iar acel profesor a venit cu ideea, un om la senectute, extrem de respectat de către toată lumea, a stat, a studiat, s-a dat mână liberă 3 luni de zile și a spus, aici stăm Smurdanul în două, facem un bulevard, reducem la 6 turnuri, vor fi acolo încă o axă cu niște parcuri, cu niște copaci, a numărat, a spus, vor fi 10, 15 copaci, 200 și așa mai departe, pe Anastasie Pamina la doamna, limităm la 3-4 turnuri, mergem mai departe și asta a fost, efectul a fost că s-a pornit o campanie turbată peste 3 luni de zile, presiunea a venit de la grupuri de interese care au inclusiv instrumente media, în care a fost demonizat acest proiect, în care Mihai Chirica a fost redus la tăcere, în 6 luni nu a mai pomenit absolut nimic despre acele plași, acele propuneri au fost aruncate la coș, nici măcar nu au mai fost negociate, că se putea discuta. Acel profesor s-a retras, i s-a luat dreptul de a mai călca prin primărie, nici n-a mai fost interesat și apoi s-a discutat cu Search Corporation. Search Corporation venea săptămânal la Iași și la un dat s-a spus că ei trebuie să ștampileze fiecare modificare, că așa e contractul, așa e legea. Și ei au spus, nu mai trebuie să ne urcăm în avion în fiecare zi. Deci Pogo a fost un fel de proiect ăla de amintiri care trecea pe la fiecare. Și atunci și linia care a câștigat, da, a fost nu ne trebuie Pug. Deci se putea face tot ce auzim acum. A mai fost o intenție. După ce mai a crescut presiunea publică, ca să îl poți juca din puzuri. Ca să facă 26 de turnuri pe analiză micro, da, pe analiză pe o suprafață, pe parcele zonal, mici, da, pe parcele mici de câteva sute de metri sau 1000 de metri și ca să nu se facă acel ansamblu și în care să ai un soft, care să ai, asta era un lucru extrem de important, un pug reprezintă un soft care îți dă soluția automatizat. Tu introduci datele, ce vrei să faci și ăla spune, da, se poate, nu se poate și nu mai intervine nimeni. În momentul ăsta, dacă eu mă duc și vreau să spun, vreau și eu un P+7 acolo și lipit nu știu ce, ăia deschid o planșă, se uită pe ea, cine e ăsta, domnule? Care e calculul financiar? Câți bani a dat pe teren? Cât îi iese? Ca să termin. Și devine tot o relativizare. Ați trecut foarte, foarte rapid de la ceea ce îmi place, partea ideatică, să spunem. Ați venit la partea asta. Oamenii trebuie să înțeleagă. Îi spun Pughi ceva abstract. Haideți să răspund ceva. Deci oamenii trebuie să înțeleagă așa. Ăsta este Iașul meu. Urât sau frumos? Arhitectural discutând. Așa este. No, bun, ăsta este Pugul, care oricum nu este aprobat, da? Când va fi aprobat Pugul, când va fi aprobat, asta, tot în timpul vieții noastre, noi trebuie să spunem, ok, ăsta dă niște linii, că dă niște zone cu alunecări, niște înălțimi și așa mai departe. Dar, dacă stabilim de comun acord, cum a zis dumneavoastră, așa trebuie să arate zona asta, așa trebuie să arate cealaltă, nimic nu ne împiedică să fim perseverenți. Deci să ne păstrăm bună credință puțin, deci, da, numai, deci de nimic nu ne împiedică să fim perseverenți, nimic nu ne împiedică să chemăm ieșenii, fără frică, că spuneți, dom'le, nu știu care primar a fost redus la tăcere.
Întrebarea mea este, cum să mă reduci la tăceri, doar dacă mă împușca pe Sehleanu? Dacă eu cred că este bine pentru Ieșeni un lucru, de ce mă reduce la tăceri? Cu ce? Pentru că... Cu ce pot să mă reducă cineva la tăceri? Acum să spuneți, iar ai pierdut niște voturi sau cine știe ce? Nu, eu am convingerea următoare. Cârpeala și mica fricțiune dintre unul și celălalt, incapacitatea, repet încă o dată, a unor oameni de a vedea Iașul de sus, nici de sus, măcar, de sus. Mihai Chirca nici măcar n-a urmărit în faza aceea, da. Nu a urmărit și el, principal, o singură persoană, da? Nu poate să impună totul. Corect. Nici măcar n-a urmărit un interes personal. Dar nu i-am spus, Doamne ferește, bun, nu. Dar pur și simplu a fost până la urmă purtat, da, de gruparea care a avut câștig de cauză, cu cele mai mari presiuni, și a dat seama că era o chestiune care ținea până la urmă de gruparea care a câștigat majoritatea. Bătălie pe resurse, că știți foarte bine despre ce e vorba. Una e să ai o armată bine echipată, bine dotată, și alta e să fii ca... Haideți să spun ceva. Nu de povesti mea, bătălie pe resurse. Păi, haideți să spun ceva. Trebuie să bată oameni în centrul Iașului pe bucată de, nu știu, 1000 de metri pătrați, construiesc un bloc cu parcări, nu știu de care, și mai departe. Când ar putea cineva să spună, stai un pic, îți dau oportunități de afaceri în ea și eu administrația. Uite, mai încolo poți să construiești 10 blocuri, pentru că acolo vor fi... Ascultați-mă, acolo să fie sedii de firme, adică trebuie să le arăți oamenilor ce vrei să faci. Bătălia asta și urâțirea orașului este determinată de, cum spunea domnul Gachi, de răspuns la presiune. Cu siguranță administrația locală sau poate în administrație sau persoane din administrație sunt sub presiune. Întrebarea mea este următoarea, de ce nu se scutură? Și să spună, domnule, uite, declar în gura mare, se pune presiune pe mine. Doi, nu există ajutor. Există ajutor peste tot. Există ajutor în justiție, există ajutor în guvern. Există, adică dacă vrei, știți ce spun? Eu nu cred că în Iașul ăsta avem numai dușmani ai Iașului. Nu, funcționează un sistem, o rețea, care are pârghile în toate structurile importante, iar nu sunt suficiente guri mediatice care să explice alternativa. Dom'le, noi nu spunem să nu se construiască turnuri, să nu se facă afaceri. Noi nu spunem că nu există un interes major pentru anumite companii să stea în centru. Dar iată care este alternativa și nu se explică acest lucru. Ai 10.000 de metri la Nicolina care stau de 4-5 ani cu un investitor care are 200 milioane în bancă. Ai platforma Terom. Ai ieșirea spre podul Sfântul Paul, sau nu știu cum se cheamă. Bun, dar stați un pic. De ce nu se fac aceste proiecte? Asta nu înțeleg oamenii. Nu se fac pentru că cel mai eficient, cu marja cea mai mare de profit, este acel bloc în cartier unde există infrastructura, unde ieșirea la stradă este imediată și unde se vând 80 de apartamente. Dar stați un pic, problemă următoare, noi o ținem într-una, stați un pic, auziți, eu tot aud de măsura dublă. Adică, domnule, dacă vrei să condiționezi să nu se ridice mai mult de 10, nu mă puțin, dacă nu vrei să ridice mai mult de 8 etaje, păi poți impune prin ceea ce înseamnă condiții, dar le faci transparent. Dom'le, de azi înainte, din centrul Iașului, de la kilometru 0, pe 10 km nu se construiește decât cu 10 etaje. Vedeți, stați un pic, vedeți, când lucrezi cu dubla măsură, întotdeauna există două chestiuni. Posibilitatea să fii șantajat, doi, să lucrezi în detrimentul cetățeanului, așa este, și trei, să urțești orașul. Repet, eu nu cred că nu se poate sta la masă cu oamenii care investesc în Iași, că sunt în zona imobiliară sau ce-or fi, dar spune-le care este interesul Iașului și convinge-i, numai puțin, că interesul lor trebuie să coincide cu al Iașului. Dacă lași numai pe el să fie egoist și doi, fie ți este frică, cum este fie este o condiționare. Ca să concluzionăm și să încercăm să găsim toți niște explicații, să îndrăznim să avansăm niște explicații. Avem un primar care stă la 45-50%, în exercițiu, deci un principal că candidat, nu este scos care în 5 ani, în 4 ani și jumătate, vor fi 5 ani peste 4 luni, chiar la început mandatul la 1 mai 2015, cu un an înainte, în 5 ani a venit cu gazon, deci ca realizări, gazon și vreo 5-6 randări ale unor proiecte, scoase tot în 2019, în apropierea... Nu e varianta a doua, cum ai fost în 2016-2016. Și... Deci, gazon și niște randări. Cum vă explicați totuși că... Stați un mic, ziceți-mi ce e randare, că nu știu. Niște desene de... Asta ne lipsește, știți, Dumnezeu. Niște planșe. Iar mă uit la Cluj. Cuvântul randare nu l-am știut. Cum vă explicați totuși că este atât de bine văzut, având doar aceste realizări? Cum funcționează la nivel local? Prima chestiune. Spuneam mai devreme, nu am treabă cu persoana, ci actul managerial. Primul lucru pe care l-am sesizat este că
ce a spus domnul mai devreme, domnul Moldoveanu, că atunci când ajungi pe scaun, prima grijă este să-ți tot satisfaci votantul. Și cred că este deja la ea și o politică. Poți lua ochii oamenilor și să le cucerești inimile cu lucruri mici. Asta este o prima chestiune. Chestiunea numărul 2, pe care o văd eu mai realistă, este că n-ai și contracandidatul. Vedeți, dumneavoastră, atunci când scoți un singur jucător în teren, toată lumea zice, Dumnezeu, este cel mai bun. Și Dumnezeu, este timp pentru... Problema este, e musai. Adică partidele trebuie să scoată. Da? Cine ține șah partidele? Eu cred că sunt ținute de cel care conduce urbea. Adică acum este exact ce spunea domnul Moldoveanu aia, fata cu avere. Cineva va lua... Am vrut să spun neacademic, țeapă. Deci, numai puțin, cineva va rămâne de căruță? Va lua sigur. Da, bun, deci cineva va rămâne. Întrebarea mea este, de ce aceste partide și liderii locali și centrali nu asumă nou și se spune, dar de ce să stau eu la mâna cuiva? De ce n-aș putea veni eu cu cineva? E soluția facilă câștigătoare. Da, asta eu trezesc o altă ipoteză. Nu cumva în sistemul de baroni implementat în România, nu cumva liderul local, liderul autoritar, care are toate resursele, își alege singur contracandidații sau își stabilește singur... Își stabilește atunci mă mut, plec din Iași, mă duc înapoi în Maramureș. Această rețea de interese nu, care reduc la tăcere, nu cred, inclusiv partidele celelalte? Nu cred, departe, nu, credeți-mă, astea sunt scenarii pe care... Nu, eu am constatat că noi ieșenii suntem oameni de treabă, dar înainte de a fi raționali și de a tăia acolo unde e de tăiat, întâi, deci vreau să spuneți că nu suntem emoționali. În România... Nu în România, noi discutăm acum despre Iași. Vreau să spun că în Focșani, de exemplu, după 24 de ani, aproape că n-a existat scrutin în care Oprișan să nu-și aleagă contracandidații. Sechelariul la Bacău... 28 de ani, 28, că a intrat în 92. Sechelariul la Bacău și chiar și pe Sechelariul sau înainte de Sechelariul. Sunt multe nemate exemple care aici... bat la ușă. Putem să întrebăm dacă avem voie să aici s-a candidăm? Tăiat, numai puțin, aici Iașa este un caz aparte. Gândiți-vă la faptul că s-a tăiat, cum se numește, partea de filiațiune, spun bine, da? Deci transmiterea pe linie filiale a puterii la partid. Nu s-a schimbat. Numai puțin, la partid nu mai este dinastie. Uitați-vă în zona asta. În schimb, zona asta de întronizare a rămas. Adică vine. Eu nu. Și acum... Stați puțin, îmi explicați de ce PNL în 30 de ani. PNL. Da. Într-un oraș de 350.000 de locuitori, cu suburbie, s-a apropiat de 500.000. Așa e. Și PNL în 30 de ani nu a fost capabil, vorbim de un oraș universitar, cu care a dat 7, 8, 10 parlamentari pe mandat. La un moment dat, să spunem. Nu a fost în stare să câștige niciodată Iașu. Au fost pur și simplu incapabil. Numai puțin. Aici e o problemă de deontologie de partid, să spun așa, că nu e frumos să vorbesc despre colegii mei. De colegii mei. Analizăm. Deci nu se cade să vorbesc. Dar eu spun următorul lucru. A fost atât de slab timp de 30 de ani? Problema este următoarea. Dacă te duci cu marfa ta, oricât de bun este croitorul, costumul tot prost este. Dacă te duci și iei marfă din raft bună, da? Și cu croitor bun scoți. Acum, eu nu vreau să vorbesc despre cei care au candidat înainte de la PNL. Departe de mine, gândul că n-am niciun drept să vorbesc, e bun, e rău și așa mai departe. Dar faptul că ei au fost întotdeauna perdanți, asta dă notă că ceva ei n-au luat în calcul. Ce? Notorietatea persoanei, valoarea persoanei, echipa care l-a susținut. Că și aici este o chestiune. Eu mă văd pe mine și spun așa, ok, eu sunt cu steagul în față, soldați am în spate, dar de fiecare dată spun așa, băi, când ai soldați puțin, ce Dumnezeu război să câștigi? Ei, probabil că n-au știut să adună de ajuns de mulți soldați. Poate sistemul lor de promovări urmărește alte interese decât cele de a câștiga. Jocul. Întreb. Da, bine, aici, noi în România... La fotbal nu bate cazul când anumiți jucători joacă la pariuri și... Da, am auzit povestea Blatului. Acum, problema este următoarea. Nu, vorbesc de ce 30 de ani. Nu, aveți dreptate. Problema de Blat, să spunem. Chiar nu și-au dorit victoria niciodată? Nu. Aici este problema. Deci dacă este Blat a doua, dacă au făcut Blat, înseamnă că sunt de disprețuit, dar nu sunt de prețuit. Asemenea, oameni care, în loc să intre în bătălie, tot timpul s-au dus și-au pupat inelul celui care era în zona respectivă. Cine o fi fost el? Că nu este treaba mea. Dar să știți că mai mult merg pe ideea asta. Nu de Blat, cât cineva spunea de la Cluj o chestie foarte frumoasă. Zice, băi Vasile, bă, voi în Moldova aveți oameni deștepți mai mult decât avem noi la Cluj. Bă, dar voi aveți o problemă. Bă, fiecare, în afară de deșteptăciune, are un grad de orgoliu fantastic. Bă, doi deștepți de la Iași nu s-au pus niciodată la masă să facă echipă.
Și doi, se vor pune la masă să se certe. Dar tare mă tem eu... Mi se pare că avem din potrivă un deficit de orgoliu. Ba, nu, eu mă refer la orgoliu. Orgoliu aici. Sunt prea maleabil, prea ușor influențabil și se lasă prea ușor cu cerința. Asta domnul, e impresia mea. Să vă spun ceva. Acasă la noi suntem foarte orgolioși. Marea noastră problemă este că atunci când ne ridicăm și mergem... O ultimă, ca să concluzionăm. Cum considerați dumneavoastră influența posibilă anticipată asupra scrutinului local? Ca să discutăm ceva concret. Am să citesc din sintagmele folosite de politicieni. Nu. Citesc din politicieni. Spun, domnule, îi punem pe ea mici. Ce se întâmplă? Eu mi-aș fi dorit să fi fost două tururi, pentru că asta îmi dă nota că putem să facem mai mult și lumea să ne vadă. Acum nu va fi decât o, cum folosesc eu expresia din politică, exploatarea omului de către om. Adică fără nicio discuție că cei mari care vor candida pe liste vor veni, vor merge, vor face județ, vor bate pe umăr, felicitări, ești mare, pentru că sunt conștienți că voturile de acolo vin. Da? Ceilalți mici, motivați de cei care vor fi pe liste la așa, vor spune așa, bă, eu nu știu dacă muncesc pentru ei, dar muncesc pentru mine. Și implicit se va transfera. Va avea efect? Întrebarea mea este dacă va avea efect la partidele mici. Cred că nu. De ce? Pentru că am vorbit mai devreme, se vor face alianțe preelectorale. Și asta înseamnă că toți cei care și-ar fi dat votul, cetățenii, pentru aceste partide mici sau aleși locali... Anticipat ar putea schimba rezultatele preconizate? E o întrebare prea băgat pentru mine. Nu răspund, pe cuvântul meu. Nu, aș spune prostoare. În cazul în care Mihai Chirica domină categoric, sondajele și așteptările electoratului, da? Ar putea fi totuși schimbat acest rezultat de influența alegerilor parlamentare? Bună întrebare și acum am să mă hazardez să răspund. Trebuie să tai din emisiune. Am să mă hazardez să spun următorul lucru. Acum chiar soarta celor de la, dau un exemplu, PSD, PNL, de pe listele de parlamentari, poate depinde de modul în care s-a făcut selecția pentru primar, pentru că vor fi partide dezamăgite și s-ar putea să-și taxeze tocmai reprezentanții. Adică eu, spre exemplu, dacă aș fi în locul PSD-ului acum, sincer, mi-aș găsi cel mai tare candidat. Apropo de asta, sper să mă audă. Cel mai tare candidat și-a spune, băi, frate, am un interes. Jup pe gâtul roman, o să lupte, o să facă. Dar fii atent, cu omul ăsta am ceva de câștigat. În schimb, îmbrățișarea vechiului, bun, poate că asta este o supoziție a unui naiv în politică. Știrea 1, candidat la primărie, știrea 2, partea PSD. Nu. Bun, închidem aici, nu? Da. Optimist. Îmi plictisim oamenii mai mult decât e cazul. Mulțumesc, domnule general. Mulțumesc, Gabi, că mi-am asumat rolul ăsta de anfitrion astăzi. Și eu mulțumesc telespectatorii pentru răbdare, pentru că ne-au ascultat. Mulțumesc celor care ne-au privit și ascultat. Numai bine tuturor!